scoase un nume șoptean. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și de unde mi-e această bucurie să vină Maica Domnului la mine, spunea Elisabeta. O spunem și noi în această zi, o spunem și noi cu bucurie și vrem împreună cu Maria, mama noastră, să cântăm Magnificat, sufletul meu îl preamărește pe Domnul, pentru toate bucuriile pe care Domnul le-a făcut și ni le-a dat prin ea. Bucură-te tu, Fecioară Marie, căci vii la noi să ne încurajezi. Vii să ne pregătești pentru un moment de profundă credință. Vii să ne arăți calea să mergem împreună cu Papa Francisc, care vine la noi să ne arate dragostea sa, să ne întărească în credință și să ne facă să ne unim cu toții în jurul tău, Marie. Că odată, din toată inima, toți împreună îți spunem, bine ai venit la noi, Fecioară Marie, bine ai venit! Iar sine gora nădăște nebiruință, ne este ajutorul sfânt de sus. O Marie, o prea dulce mamă, român vivia, Iesum sutul tău. Ascultă roga celor ce te cheamă și oralețe sovos la Dumnezeu. Și oralețe sovos la Dumnezeu. Mai sunt crești vivine ce am atat cine stire. Dar au pierdut din spiritul frățăvesc. Tu dă-le, mamă, gândul de unire, și aprinde-ne toți în foc dumnezeiesc. O Marie, o prea dulce
România e sub sotul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o-nalță sus la Dumnezeu. Și-o-nalță sus la Dumnezeu. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Preasfințite sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, dragi iubiți oaspeți, vă rog pentru o clipă să rămânem șezând. A venit la noi Preacurata Fecioară Maria. A venit în ospeție, a venit în vizită, a venit aici, în catedrala noastră, în catedrala închinată ei. Aici vrem să aducem cinstea noastră, să continuăm să aducem cinstea noastră, să continuăm a o ruga să nu ne uite, să rămână mereu cu noi, mai ales în probleme și greutăți. Cum a rămas în toată istoria bisericii noastre și cum a rămas în istoria bisericii noastre locale. De fapt, Maria peste tot este acasă. Dar într-un chip deosebit, ea rămâne în anumite locuri unde vrea mai mult să ne adune pe toți ca să formăm o singură familie. Și asta, iată, bucuria noastră o avem când ne apropiem de sanctuarul din Cacica. Dar iată că acum Preacurata Fecioară Maria lasă acel sanctuar să vină la noi. Cum a și făcut-o altă dată prin toate parochiile. Acum vine ca să ne adunăm în jurul ei. Când ne ducem la Cacica, vedem un lucru care ne impresionează. Există, undeva în partea altarului, în dreapta, un loc unde se văd acele aduceri aminte, ex-voturi, voturi pe care le-au oferit credincioșii, daruri. În mijlocul tuturor este o inimă mare, o inimă mare din argint, sigur, conținând și aur. Ce însemnează această inimă? Însemnează o recunoștință pe care cei din Cacica, dar nu numai ei, cei din Bucovina și cei din toată Moldova noastră, îi aduc ei o recunoștință, adică inima unită tuturor. Pentru ce? Pentru că ea a salvat acel sanctuar în timpul războiului. Acolo au fost lupte grele, toate pe deasupra. Doar câteva schize, aceste gloanțe au ajuns să arate lumii că a trecut prin mare încercare, dar a apărat acel sanctuar. Și de aceea credincioșii au voit să aducă această inimă plină de recunoștință. Să nu uităm. Ea ne umple de bucurii, ne apără, ne însoțește, ne încurajează. A venit aici, la noi. Rămâne cu noi câteva zile. În aceste zile se arferim inima noastră vie, toată unită și cu a Sfântului Părinte. Pentru că ea va rămâne aici, la noi, atunci când Sfântul Părinte
o va venera și ne va consfinți și consacra Maicii Domnului de la Cacic. Mă bucur să vă spun că Maica Domnului ne cheamă acum. Vine să ne spună să nu uităm, să nu uităm iubirea lui Dumnezeu, să nu uităm că El ne ocrotește, să nu uităm că El este pacea noastră, că El este bucuria noastră, că El este Cel care ne însoțește mereu. Maria mijlocește pentru noi și ne apără în atâtea încercări și primejdii și în momentele de suferință prin care trece uneori. Maria ne însoțește. Iată pentru ce a venit la noi și ne cheamă să nu uităm. Să nu uităm de dragostea ei care ne l-a oferit pe Iisus. Să nu-L uităm pe Iisus care a venit pentru noi. Să nu-L uităm pe Papa care ne vorbește despre Iisus, despre ea, Maria, ocrotitoarea noastră. Să nu uităm că avem o mare bucurie având-o ca mamă. Toți creștinii, în toate zonele noastre, din inima poporului nostru credincios, catolic, ortodox, din toți cei care o prețuiesc, o stimează și o cinstesc. Să nu uităm că ea rămâne cu noi ca să ne unească. Papa vrea să ne arate acest lucru. Și dar acum noi împreună, mulțumindu-i pentru că a sosit la noi, ca să începem cu ea mâine, după masă, seara, acea novenă de pregătire la această sărbătoare a sufletului nostru. Și acum ne rugăm cu toții Maicii Domnului ca ea, Maica Domnului de Cacica, să ne ocrotească și să ne facă să nu uităm de iubirea lui Dumnezeu și a ei. Rugăciune către Maica Domnului de la Cacica. Atotputernice veșnice Dumnezeule, Tu ai fost mereu alături de poporul român, oferindu-i prin Preacurata Fecioară Maria și prin icoana ei miraculoasă de la Cacica un ajutor puternic în momentele grele de încercare. Încrezători în bunătatea Ta, alergăm la tronul milostivirii Tale, cerându-ți pentru meritele Fiului Tău, Iisus Hristos, care dorește să ne împartă roadele mântuirii, să-ți îndrepți ochii spre noi, fiii Tăi, să ne ocrotești, să ne unești, să ne binecuvântezi pe drumul credinței noastre. Pentru iubirea nemărginită a Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului de la Cacica, dăruiește-ne, Te rugăm, Doamne, harul pe care îl așteptăm de la Tine pentru pace, pentru lumină, pentru curaj, pentru ca ocrotiți și ajutați de ea, mama noastră, să putem înainta în credință, să ne îndreptăm mereu spre Tine și să dobândim astfel cununa biruinței. Atotputernice Dumnezeule, rugăciunea ei se îndreaptă spre Tine și pentru biserica întreagă, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru toți episcopii și preoții, pentru toate familiile, pentru toți tinerii, pentru întreaga țară și tot poporul nostru credincios. Ascultă rugăciunea noastră și rugăciunea ei,
prin Hristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Regina Celii. Veselește Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri prin învierea Fiului, Domnul nostru Iisus Hristos, dă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui Fecioara Marie, să dobândim bucuria vieții veșnice, în același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere a lui Dumnezeu, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Cu bunul Iisus să-i binecuvânteze Fecioara, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Celebrarea primirii Maicii Domnului s-a terminat. Mergeți în pace! Venivină operea mea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem, fiimie, ca mare, o floare pe me, cu toții mă prebună, o inimă mai bună, să-ți oferim în dară. Venim operea mea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem, fiimie, ca mare, o floare pe bebaltară. Să-ți spunem, fiimie, ca mare, o floare pe bebaltară. Iar tu cu dămărnici mie, mai mișloci miere tare, și binecuvântă tare, căci plivină e veșteară. Venim operea mea curată, cu inimii iubitoare,
să-ți spune, mă, fie ca mare, o floare pe vremea lătară. Să-ți spune, mă, fie ca mare,